Dimineața, domnișoarelor și domnilor, în primul rând, pentru că astăzi facem o premieră la Real Estate Magazine. Organizăm o primă conferință dedicată femeilor care activează în sectorul imobiliar din România. O să vă întrebați de ce am vrut să facem un eveniment la final de luna mai și în martie, cum fac toți. Și am avut și o discuție pe tema asta chiar înainte de a porni conferința și ne-am dat seama că, de fapt, femeile fac diferența în industria aceasta în fiecare zi. Nu cred că trebuie să avem o lună în care celebrăm femeile. Femeile trebuie celebrate în fiecare zi pentru că femeile fac performanță în business. Tocmai de aceea noi la Real Estate Magazine ne-am gândit să ducem mai departe o temă pe care am început-o chiar de anul trecut, de când sunt eu redactor șef, în primul rând sunt Ovidiu Poșnică, dacă nu v-ați dat seama. Am avut această viziune de la început că vrem să avem mai multe femei din imobiliare, să le avem în revistă, să avem în gală, să avem peste tot în juriu. Pot să zic că, de exemplu, la gala noastră de anul trecut în juriu am reușit să avem oarecum o egalitate între genuri, atât femei cât și bărbați din funcții de top. Și în revistă încercăm să avem o expunere cât mai mare pentru specialiste în diferite funcții, iar evenimentul de astăzi se înscrie tot în această idee de a continua în zona aceasta, pentru că noi considerăm că este un lucru bun, o tendință pe care o vedem și în piețele internaționale, iar piața noastră imobiliară este racordată la realitățile globale, fie că ne convine sau nu. În evenimentul de astăzi vom avea două paneluri. În prima parte vom vorbi despre leadership în sectorul imobiliar, leadership feminin în sectorul imobiliar. Vom avea povești frumoase, inspiraționale de la doamne care au reușit să ajungă în poziții de top management sau și-au creat propriile companii și-au dovedit că se poate face chestia asta și în România. Vom avea o pauză după, iar în partea a doua vom avea o discuție un pic mai aplicată despre o altă temă de interes pentru sectorul imobiliar, și anume situația autorizărilor proiectelor imobiliare în capitală. Vom avea și o doamnă viceprimar. Cu greutate am ajuns la autorități care nu prea vor să comunice în această perioadă, dar domnia s-a avut curaj și dovedește încă o dată că o femeie când trebuie poate să ia inițiativă și să ne dovedească celorlalți că se poate. Eu nu mai vreau să vă deranjez foarte mult. Ideea este că este o discuție deschisă. Dacă veți avea întrebări, vă invit să le puneți. Panelurile sunt setate ca un dialog între sală și noi. Până la urmă discutăm despre un lucru frumos, despre cum putem avea mai multe femei într-o industrie care, în mod tradițional, a fost mai circumspectă când vine vorba de partea de manager femei. Încă un lucru mai vreau să spun înainte, chiar ultimul. Că mă uitam pe statistici la nivel european, am încercat să aflu procentual cam câte femei sunt manageri în sectorul imobiliar din România, nu n-am reușit să găsesc. Deși, dacă mă gândesc, găsesc foarte multe doamne puternice. Însă, la nivel general, în România, cam o treime din funcțiile de management sunt deținute de femei. Partea bună este că suntem în media Uniunii Europene la acest capitol. Și tradițional la noi am mai vorbit și cu colegi din alte state din regiune. Mi s-a explicat că în România sunt foarte multe femei în sectorul imobiliar, în funcții de conducere, ceea ce pe mine m-a făcut să mă simt mândru un pic și să spun că da, așa se întâmplă la noi și sper să face și pe la fel. Vă mulțumesc frumos oricum și Oana, te rog, ai legătura pentru prima discuție. Mulțumesc, Ovidiu! Bună dimineața! Permiteți-mi să vă salut și eu și să vă mulțumesc că v-ați făcut timp în această dimineață să fiți alături de noi la un eveniment important, un eveniment care sărbătorește performanța și succesul femeilor în industria imobiliară în
poziții care în mod tradițional, în urmă cu 15-20 de ani, să zicem, erau apanajul bărbaților. Pot să spun cu convingere că piața imobiliară din România a cunoscut un progres remarcabil în acest interval de timp, cel puțin, interval de timp în care și eu am fost martor activ al acestei piețe imobiliare, deci cumva m-am dezvoltat în interiorul ei și am crescut profesional în interiorul ei și am remarcat acum acest progres remarcabil, inclusiv în ceea ce privește, așa cum a spus și Ovidiu, în ceea ce privește accesul femeilor în poziții de top management, în poziții cheie în companiile din imobiliar. Sunt onorată să moderez acest prim panel leadership feminin în industria imobiliară și onorată și extrem de încântată să am alături de mine aceste doamne care au scris, să spunem, sau scriu în acest moment istorie în leadership-ul în industria imobiliară. Aș vrea să vă prezint, deși e foarte evident cine sunt, dar aș vrea să vă prezint invitatele mele. Andreea Ciobanu, Cajaj Development Europe, mulțumesc, Andreea. Camelia Vlădău, Valdebar, mulțumesc, Camelia. Costina Petrescu, titirez.ro, bună, Costina. Cristina Dumitrache, Ruslă, România. Inga Bunduche, Aquatica Experience. Ingrid Bătărețu, River Development. Și Roxana Ghioca, Austroter, România. Aș vrea să vă reamintesc și eu faptul că pe parcursul discuției noastre puteți interveni cu întrebări. Colegii mei vor fi în sală cu microfon, deci dacă veți simți nevoia să interveniți, doar ridicați mâna și unul dintre colegii mei va veni imediat la dumneavoastră cu microfonul. Dar revenind la tema discuției noastre de astăzi și la invitatele mele din acest panel, sunt nerăbdătoare să începem discuția și pentru început aș vrea să-i adresez Cameliei în calitate de HR manager provocarea de a vorbi puțin despre ce înseamnă și ce provocări aduce să ai în grijă o poziție în care să ai în grijă poate capitalul, activul cel mai de preț al unei companii și anume resursa umană. Te rog, Amelia. Bună dimineața, vă spun și eu. Înțeleg că motivul întâlnirii noastre este succesul, celebrarea succesului noastră a femeilor din industria imobiliară. Și am să-i răspund eu acum la o întrebare lui Ovidiu. Știu dintr-o informație, dintr-o sursă sigură de la Deloitte, că în ultimii ani, mai exact la sfârșitul anului 2022, 45% este cifra care este ocupată de femeile aflate în funcții de conducere și în special în Consiliul de Administrație și este o analiză raportată la ultimii 8 ani. Știm foarte bine că succesul nu vine din ceea ce faci în mod ocazional, el vine greu din ceea ce faci în mod consecvent și succesul femeilor într-un mediu în care a aparținut cu preponderență bărbaților nu este ușor de obținut. Știu că ați muncit, a fost multă trudă și din câte înțeleg eu, sau cel puțin așa percep eu, femeile au atins acest succes pentru că au o abilitate în plus. Nu spun că bărbații nu au. O au, dar femeile sunt mai sensibile și au abilitatea de a comunica cu mai multă ușurință și chiar am văzut un reportaj la televizor cum că femeile erau solicitate prezentare a unui imobil, erau solicitate de către clienți. Deci femeile au această abilitate, trebuie să recunoaștem și este bine să profitați de ea, pentru că este un atu în succesul dumneavoastră.
Mi-am pus întrebarea ca om de HR dacă este important doar ce comunicăm sau este important și cum comunicăm. Și vă spun sincer că acesta este subiectul pe care aș vrea să-l ating un pic în dimineața aceasta cu dumneavoastră, pentru că este comunicarea aceasta este importantă pentru tot mediul de afaceri. Eu nu fac parte din industria dumneavoastră, profesez în altă industrie, dar foarte asemănătoare. Și răsfoiam zile trecute o revistă de real estate, chiar era pe masă în prezentare, și căutam așa un subiect comun care să unească cele două industrii, cea în care profesez eu în energia regenerabilă și cea dumneavoastră. Și am găsit, răsfoind, am văzut că se tot repetau niște cuvinte, ca un numitor comun între cele două industrii. Nevoi, realizări, clienți. Și constat că, indiferent de sectorul în care noi profesăm, avem un obiectiv clar, două categorii asupra cărora noi ne îndreptăm atenția, clienții și angajații. Poate înainte angajații noștri și ulterior clienții. Eu lucrez la Vandevar Energy, este un lider în domeniul energiei regenerabile, care a construit doar în 2022 200 de unități de capacități solare, 200 de megawați de capacități solare, și am grijă de un activ, cum a spus și Oana, foarte important pentru companie, de resursa umană. Resursa umană care poate fi inima sau coloana vertebrală a oricărei companii, indiferent în ce activăm. De la început am avut oportunitatea în această companie să coordonez echipe mari, de peste 600 de angajați, foarte dedicați, unii mai calificați, alții mai puțin calificați, dar fără de care nu ar fi posibil succesul nostru. Munca mea la Vandevar este mai mult decât o muncă de rutină, este o vocație și mă ajută să mă conectez la o misiune mai mare. Fiecare zi în companie este o nouă oportunitate pentru mine de a face diferența, să contribui la o lume mai sustenabilă și de a ajuta oamenii din interiorul companiei să-și atingă potențialul. Munca cu oamenii știți foarte bine că este o muncă extrem de complexă, este o muncă atât de complicată pentru că oamenii sunt extrem de diferiți și eu ca om de resurse umane trebuie să mă mulez cumva pe nevoile fiecăruia. Și interesant este că cu câțiva ani în urmă am început așa, întâmplător, să studiez un concept psihologic, se numește analiză tranzacțională, se bazează pe comunicarea între oameni, pe relațiile între oameni. Și de puțin timp am descoperit un alt concept care te învață cum să aplici această analiză tranzacțională și te ajută să îmbunătățești relațiile interpersonale și organizaționale, adică o putem face și la nivel de organizație și la nivel și până la urmă și în viața de zi cu zi. Este vorba de un concept care se numește PCM, Process Communication Model, foarte util în dezvoltarea abilităților de conducere și de îmbunătățirea relațiilor în echipă. Am început să studiez și eu acest concept, nu de foarte mult timp, cum v-am spus, intenționez să-l implementez în compania unde lucrez, la Vandevar. Este proiectul meu actual și se potrivește stilului meu de leadership, pentru că eu sunt foarte mult centrată pe oameni și am această răbdare, dacă vreți, de a asculta, de a înțelege și chiar rezolv și gestionez de multe ori conflicte. Toată lumea știe că sunt salariat și este imposibil într-un mediu cu sute de salariați să nu existe conflicte și e bine să avem și omul potrivit care să știe să gestioneze aceste aspecte. Față de sectorul de resurse umane, în mediul dumneavoastră de afaceri, consider eu că și dumneavoastră aveți nevoie să știți să negociați și să vindeți produsele pe care le faceți. Aveți politici de marketing într-adevăr foarte elaborate, dar întrebarea este, sunteți atente cumva, sau hai să spun atenți că sunt și bărbați în sală, la cum comunicați sau cum faci, cum răspundeți nevoilor clienților dumneavoastră? Pentru că, așa cum sunt și angajații, cu siguranță și clienții sunt extrem de diferiți și au nevoie să primească informații
structurate după modul lor de nevoi. Noi suntem mai multe tipuri și referindu-mă la acest model de care v-am povestit mai devreme, la PCM, ăsta, Process Communication Model, oamenii sunt de mai multe categorii, sunt de mai multe tipuri. Părintele acestui concept a identificat 6 tipuri și chiar vă pot spune așa, ca paranteză, în cazul în care vă interesează și să căutați, pentru că o să vedeți, chiar o să vă ajute. Este un studiu care are aplicabilitate aproape imediată după ce îl înțelegeți. Este vorba de 6 tipuri de personalitate. Se numește empaticul, gânditorul, perseverentul, promotorul, imaginatorul și rebelul. Ei, în fiecare dintre noi, toate aceste tipuri de enumerate sunt așezate, deci există toate aceste tipuri în fiecare dintre noi, dar sunt așezate diferit în arhitectura de personalitate și au intensități diferite. Cel mai important este baza care ne creează acest tip de personalitate și cam la această bază trebuie să ajungem când comunicăm fie cu clienții, cum sunt în cazul dumneavoastră, fie cu angajații. În funcție de această bază, omul răspunde și comunicarea devine mai eficientă și atunci și obiectivul nostru este atins mai ușor. Pentru că am vorbit de nevoile angajaților și ale clienților, voi face un pic tranziția și către un alt tip de nevoie, nevoia unui mediu mai curat, mai sustenabil în ceea ce privește consumul responsabil de resurse. Am citit despre clădirile verzi chiar în revistă de Real Estate, era cea de pe masă, că sunteți acordați importanță eficienței energiei energetice și construiți clădiri verzi cu preponderență, am văzut în zona de birouri acum, am discutat mai devreme și eu cu colega de lângă mine, înțeleg că în zonele rezidențiale este un pic mai dificil din cauza lipsei de spațiu, dar noi toți acordăm această deosebită atenție eficienței energetice și în special noi care producem parcuri fotovoltaice și dumneavoastră și aplicăm indicatorii de mediu, social și de guvernanță. Și asta ne ajută să avem o economie mai sustenabilă, mai durabilă. În zona mea de HR, recrutăm tineri, recrutăm în special, nu în special tineri, dar vin foarte mult către noi tineri care sunt interesați să lucreze, pentru că în România zona asta de fotovoltaice este o industrie nouă, este puțin timp apărută și sunt curioși și unii chiar sunt interesați să contribuie într-un mediu, să profeseze într-un mediu care are un impact pozitiv asupra mediului. În special tinerii au această înclinație. În concluzie, aplicarea acestor indicatori de care am vorbit și pe care i-am menționat, atât de către departamentele de resurse umane și utilizarea energiei electrice obținute din panourile fotovoltaice în piața imobiliară, sunt categorii deosebit de importante în tranziția către o economie, așa cum am spus, mai durabilă și mai sustenabilă. În încheiere, îmi doresc mult să vă gândiți la aceste aspecte care își pun amprenta pe mediul nostru de afaceri. Este vorba despre comunicare, despre identificarea nevoilor și utilizarea responsabilă a resurselor pentru o lume în care oamenii pot fi în armonie cu ei înșiși și cu natura. Și ca final așa o să vă spun un citat care e foarte drăguț. Când vorbiți cu natura, trebuie să ascultați cuvintele ei și să răspundeți cu grijă. Comunicați cu natura, dar nu prin cuvinte, ci prin gesturi și acțiuni. Vă mulțumesc! Vreau să-i mulțumesc Amelie pentru speech-ul ei, pentru discursul ei și am vinat cumva în mod cu totul inspirat tema noastră de astăzi, a adus în discuție
modele psihologice bazate pe comportamente în leadership, a vorbit despre energia verde, despre politicile de mediu și sustenabilitate. Deci cumva a integrat temele noastre de astăzi. Să consider că am făcut introducerea. Ai făcut introducerea, îți mulțumesc. Să intrăm în subiecte. Acum aș vrea să le rog pe fiecare în parte dintre invitatele noastre să ne spună câteva cuvinte despre dumnealor, despre cum au pătruns într-o lume în mod tradițional a bărbaților, dar așa cum spuneam, în schimbare, și cum văd dumnealor industria imobiliară din punct de vedere al prezenței femeilor în posturi cheie. Roxana, dacă vrei, cum să începi, te rog. Să continui eu și mulțumesc pentru invitație. Ne cunoaștem de câțiva ani și vă admir de departe toate evenimentele. Eu sunt Roxana Ghioca, sunt director general al Ostrotem România, suntem producători de polistiren. De altfel, ne integrăm și noi în zona aceasta alocată environmentului, să susținem un mediu mai curat, o protecție acestuia. Scăderile de dioxid de carbon sunt de altfel preocupările noastre. Iată că una dintre definițiile sau componentele principiilor ESG le atingem prin producția de polistiren expandat în toată Europa. Și dacă vorbim despre ESG, vorbim despre politici care guvernează angajații, pe deopotrivă mediul de afaceri, care trebuie să fie unul etic și nu în ultimul rând ne referim și la partea socială, da? O femeie pătrunde cu greu într-o lumea bărbaților, dar pătrunde și avem aici dovada. Sunt foarte multe femei care ocupă locuri înalte în managementul companiilor private și le felicit deopotrivă pe cele care urmează să prindă curaj și să ajungă acolo, cât și pe cele care deja ocupă locuri importante. Despre mine am început cumva dintr-o conjunctură această carieră. Am terminat o facultate de drept, am început apoi să lucrez în zona de logistică, vamă. M-a pasionat mai degrabă dinamica decât statul în spatele unor documente într-un birou, așa că am îmbrățișat o carieră în zona comercială și de logistică inițial, iar de 11 ani sunt în echipa Ostroterm, din 2018 director general. Ce aș putea să spun legat de tema noastră este că, deși pare complicat să accesezi în zona construcțiilor mai degrabă, pentru că eu vorbesc de baza real estate, de zona de producător, în final, cred că ține de fiecare dintre noi și de dorința pe care o avem de a progresa. Nu m-am considerat niciodată în minoritate, deși sunt în minoritate. În România sunt 20 de producători de polistiren expandat și doar două femei conduc companiile respective. Deci sunt 18 bărbați și două femei. Fac cu brio față competiției și suntem, să spunem așa, în top 5 producători. Deci cred că de departe facem bine ceea ce facem. Suntem de asemenea noi, ca și companie, îndreptată către o comunicare activă cu piața. Iar aici rolul femeii este important. Consider că dăm dovadă de creativitate, de atenție la detalii, poate mai mult decât bărbații. Așa cum a spus și Camelia, suntem mult mai sensibile. Zona de inteligență emoțională are de departe în favoarea noastră. Suntem atente la limbajul non-verbal, acolo unde poate bărbații nu sunt la fel de atenți și iată că prezența unei femei într-o echipă nu poate decât să aducă beneficii organizației și mediului de afaceri. Înțeleg că sunt studii care demonstrează că acolo unde există un mix de echipe, există o absorpție mai bună a personalului, o rată mai mică de abandon. Poate colega de la HR îmi acordă sau nu credit, dar se pare că egalitatea de gen în coordonarea companiilor nu poate fi decât benefică atât mediului de afaceri din care face parte compania, cât și compania în sine. Chiar dacă îmi permis să intervin, mi-am făcut și eu temele și am citit un studiu, realizat recent,
care demonstrează că firmele care au cel puțin 3 din 10 top manager femei pot obține rezultate financiare cu până la 48% mai bune decât companiile în care femeile sunt mai slab sau deloc reprezentate la vârf. Exact. Și pe aceeași temă am citit însă că România se află pe locul 88 în topul mondial al companiilor analizate din punct de vedere al egalității de gen. Însă nu suntem departe de ceea ce se întâmplă în Europa. Ungaria este pe locul 99, în schimb Polonia pe locul 78. Iată că avem șanse să urcăm în acest top dacă vor fi mai multe inițiative de acest gen și dacă femeile vor fi încurajate să își depășească cumva aceste, să le spunem, bariere ale poziției de conducere. Despre cariera mea, am început, cum vă spuneam, într-o zonă de logistică, acum sunt într-o zonă de management și sunt tare mândră de echipa pe care o am. Cu ajutorul lor am progresat, nimeni nu face performanța de unul singur, îmi susțin colegii care sunt cumva setați pe rezultat, îi susțin nu doar în chestiunile profesionale, ci și în cele private, încerc să îmbin viața personală cu viața profesională și aici trebuie să vă spun că pentru femei este mai greu decât pentru bărbați, însă consider că e un mare avantaj să fii femeie într-o lume a bărbaților, pentru că dincolo de greutățile de gen există un respect din partea bărbaților atunci când sunt la masă cu o femeie și de multe ori sunt singura femeie de la masă. Există totuși o oarecare protecție pe care o resimți din partea lor atunci când ești singură într-un mediu masculin și nu cred că am avut personal vreodată o problemă legată de diferența de gen. Vom reveni un pic la provocările pe care le are o femeie în poziții cheie. Acum aș vrea în continuare să ne spui cum vezi, deci în primul rând câteva cuvinte despre cum ai pătruns în această lume și cum vezi industria imobiliară din acest punct de vedere al prezenței feminine la bursă. Mulțumesc frumos pentru invitația, în primul rând mă simt onorată să fiu în așa o companie deosebită. Sunt Cristina Dumitrache, sunt director de dezvoltare Rustler Property Services România și venind la întrebarea ta, cum am pătruns eu în industria asta, eu sunt inginer mecanic pentru materiale de construcții, deci uite, a venit așa ușor flow-ul. Și cumva am și practicat timp de 7 ani de zile această meserie. Acum aproape, mai bine de 25 de ani, când toată lumea se uita la inginerele, la doamnele inginere mecanic, așa ca la o chestie ciudată, nu știau ce să facă cu ele, pentru că pe piață se cerau total alte meserii. Am intrat printr-o întâmplare ciudată și amuzantă în lumea imobiliară. Pot să spun că pentru mine călătoria în lumea imobiliară a început de la pasul zero. Am intrat ca și asistent manager la o companie românească și am trecut cumva prin toate stadiile de dezvoltare, fiind apoi office manager, agent imobiliar, director executiv al acelei companii. Apoi am pășit cumva și în zona antreprenoriatului, încercând așa marea cu degetul și dorind să-mi fondez propria mea firmă. Mi s-a părut că nu-mi place să lucrez așa ca single wolf și am zis că nu-i pentru mine și m-a atras întotdeauna mediul internațional, ceea ce am și făcut și din 2003 am intrat în zona aceasta corporatistă, internațională, imobiliară. Am lucrat în două companii, două corporații, prima doar pentru un an, apoi timp de 16 ani în cea de-a doua.
Și în cadrul acestor companii pot să spun că am evoluat în continuare fix așa, conform stagiilor unei cariere, associate, partner și în ultima instanță am fost managing partner al unui birou al acestei companii. Nu în România, ci în Slovacia, pentru că așa fac trecerea și la ceea ce mi-a plăcut mie cel mai mult în zona imobiliară, această meserie pe care mulți inițial m-au întrebat de ce m-au apucat să o practic, că în 1998 toată lumea era agent imobiliar și cumva a fost chiar întrebată dacă mi-e rușine să spun că sunt agent imobiliar ulterior. Este una dintre cele mai frumoase și mai spectaculoase meserii, tocmai pentru că n-ai timp să te plictisești la de loc. Nici o zi nu seamănă cu cealaltă, niciun deal nu seamănă cu celălalt, poți să faci 100 de dealuri, nu o să fie la fel. Și mai ales îți oferă marea șansă de a cunoaște tot felul de tipologii de oameni. Eu am început în rezidențial, ulterior marea mea dragoste a fost și rămâne retail-ul. Din 2005 am lucrat în retail și mă uit cu bucurie de fiecare dată când trec pe lângă magazine pe care le-am atins așa prin tot ceea ce am făcut. Și de asemenea îți oferă această lume șansa de a călători foarte mult, de a putea să-ți faci jobul de oriunde din lumea asta. Eu am călătorit și definitiv cumva pentru 8 ani, locuind în Slovacia timp de 8 ani, lucrând în Cehia și Slovacia. Am lucrat pentru proiecte atât în Serbia cât și în Bulgaria. Este o lume pe care eu o consider fără limite, fără sky is the limit. Vreau să profit un pic de acest moment și dacă îmi permiți aș face o paranteză și te-aș întreba, având în vedere expunerea internațională de care ai avut parte, cum vezi mediul imobiliar, repet, din aceeași perspectivă a prezenței feminine, comparativ cu Slovacia, Bulgaria și unde mai activă? O să-ți răspund cumva continuând ceea ce s-a spus. În Slovacia eu am fost managing partner pentru 2 ani, pentru 5 ani, pardon, dar timp de 3 ani am fost doar 2 country manager în toată EMEA și ultimii 2 ani am fost doar singură și tot timpul glumeam, țară mică, fată mică, asta este, dar măcar sunt prezent acolo. Mie mi se pare că în România mediul imobiliar este mult mai deschis față de prezența feminină. Și dacă atunci când eu am început această călătorie se spunea că doamnele sunt bune pentru rezidențial și pentru retail, iar domnii sunt cei care fac performanță în zona de birouri, industrial, terenuri și investiții, în ziua de astăzi nu putem să spunem același lucru. În ziua de astăzi găsim femei de succes care au făcut deal-uri extraordinare în fiecare dintre aceste domenii ale sectorului imobiliar. De asemenea, se poate vedea și auzi cum sunt multe femei în top management în zona imobiliară și middle management, de asemenea, în zona imobiliară în România, ceea ce, de exemplu, în Slovacia și nici în Cehia nu pot să spun că era atât de bine aspectat. O să glumesc un pic, da, glumesc cu o realitate. În Slovacia, la un moment dat, eram 5 femei care conduceam companii și toate erau românce. Și mi s-a părut extraordinar această expunere a noastră ca femei în Slovacia. Și înainte să trec către orice altceva, este bine de precizat faptul că
dacă îți dorești suficient de mult, poți reuși în orice lume. Lumea imobiliară, da, într-adevăr a început ca fiind preponderent masculină. Interesant este că eu am lucrat în firme în care cumva numărul de bărbați depășea mult numărul femeilor. Chiar și compania ruselor în care lucrez acum este aspectată în același fel. Suntem 125 și cred că suntem vreo 12 femei, dar asta are de-a face și cu sectorul în care activează preponderent și anume facility management. Pe de altă parte, noi Rusler, odată cu venirea mea, am decis că deschidem și această zonă de agenție imobiliară și nu rămânem doar în zona de facility și property management și mă bucur colega mea, care este șefa departamentului de birouri aici împreună cu mine, mulțumesc Flori. Și astfel ne dorim foarte tare să creștem împreună și să avem cât mai multe doamne și domnișoare care să ni se alăture odată cu creșterea acestui departament. Mulțumesc frumos! Andreea, aș vrea să te întreb pe tine cum ai ajuns în echipa Hajaj, care e parcursul tău profesional și aceeași întrebare, cum vezi industria imobiliară din punct de vedere al tău? Bună ziua tuturor, în primul rând și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Fun fact, eu am ajuns în echipa Hajaj încurajată tot de o femeie, de fostul director de marketing Ana Cohen, care a ocupat poziția înaintea mea și cu care am lucrat o perioadă destul de îndelungată, pentru că, mă rog, pentru colegii din media nu este o surpriză că eu am fost consultantul pe comunicare și relații publice pentru Hajaj, pentru că am și lucrat împreună de-a lungul timpului și am pus umărul la, să zicem, propagarea vocii și a misiunii Hajaj din 2018, de când am avut contact cu media românească. Și iată că în momentul în care am decis să ies de zona de confort și am decis să încerc ceva nou, am avut toată susținerea unei doamne și propunerea de recrutare a venit întocmai din partea ei. Din nou, dacă mă uit printre colegii mei, mă bucur să vă spun că mai mult de 50% suntem femei, iar în bordul executiv, din 11 persoane, 11 directori de departament, 6 suntem femei. Deci și la nivel de CEO suntem reprezentați de o prezență feminină și la nivel de CFO, inclusiv pe zona de office, avem director o femeie, inclusiv pe middle management, pe zona de office, avem o femeie, pe property manager, din nou, avem în management o femeie. Mi se pare că am ajuns să avem aceste rezultate, este un lucru genial, pentru că, da, apropo de ce spuneau colegile mele de panel și de ce spuneam și Ovidiu mai devreme, nu există, sau mă rog, există cât de cât anumite date, dar este suficient să ne uităm în jurul nostru și să mai deschidem din când în când o publicație de business și să vedem că sunt foarte multe exemple de leadership feminin care activează cu succes pe toate segmentele pieței de real estate astăzi. Și nu știu dacă văzusem la un moment dat printre teme, iar cum că s-ar de la una la alta, referitor la leadership, la prezența antreprenorială, spiritul antreprenorial, cred că este important să-l avem cu toții, nu doar femeile și nu doar cei în poziții de conducere, pentru că până la urmă, pentru a ajunge într-o poziție de leadership, trebuie să dovedim că avem oarecare competențe și un spirit antreprenorial dezvoltat, mai ales în sectorul imobiliar, unde orice dezvoltare nouă, în esența sa, este un proiect antreprenorial, iar asta presupune atât viziune și curaj, dar și asumarea de riscuri. Și suntem aici fix pe caracteristicile unui antreprenor. Sigur, dacă îmi permiți, asta era una dintre completările pe care vreau să o fac și eu, că de la un nivel încolo de management, practic nu contează dacă ești femeie sau bărbat, ceea ce contează este performanța, dar într-adevăr știm că s-au făcut studii și psihologia ne spune că
modalitatea prin care se atinge performanța este ușor diferită între bărbați și femei. Și de-aia, dacă vrei, aș vrea, voi reveni la această temă, dar pentru că ești aici, ai putea să-mi spui prin ce crezi tu că se remarcă leadership-ul feminin? Cred că, în primul rând, femeile, noi femeile suntem o idee mai empatice și avem mai o inteligență emoțională puțin mai pronunțată decât bărbații, iar asta ne-a ajutat de-a lungul timpului. Și avem și capacitatea de a colecta idei și a le uni, a le pune cap la cap și a le uni. Iată, noi avem exemplu în departamentul de marketing, pentru că sunt un departament, reprezint un departament tampon unde toate ideile se ciocnesc, atunci rolul meu este practic să-i ascult pe toți și să culeg ce este mai bun de la fiecare și să vedem cum putem ajunge la un produs finit care să fie bun, nu doar pentru, să aducă beneficii, nu doar pentru organizație, să aducă beneficii și pentru colegi, dar și pentru consumatorul final și, în fond și la urma urmei, și pentru industrie, pentru că orice produs inovator este un pas înainte pentru industria noastră. Și mă gândesc aici la partea de echilibru, așa o văd eu la noi, pentru că fiind cât de cât în echilibru, sunt viziuni diferite și prin viziuni diferite femeile văd într-un fel. Femeile sunt mai aproape de, nu știu, să pleacă urechea mai mult la nevoia clientului, să concentrează mai ales în zona asta de after sales. Iată că după încheierea vânzării propriu-zise, atunci când vorbim despre un produs rezidențial sau după încheierea tranzacției de închiriere, când vorbim despre office, este foarte important să rămânem în legătură cu clientul sau cu chiriașul respectiv. Și așa au ieșit de la noi niște produse foarte interesante. De exemplu, pentru zona de rezidențial a ieșit acest serviciu de concierge dedicat, care vine în întâmpinarea clienților și ajută să-și salveze timp și să scape de bătăie de cap, în sensul în care dacă unul dintre rezidenții noștri doresc să, dau un exemplu, să organizeze petrecerea copilului la locul de joacă și are nevoie de un event planner, are nevoie de catering, are nevoie de, nu știu, mascotă, de ceva, atunci pun mâna pe telefon, sună la numărul scurt de concierge, colegii noștri din call center se ocupă să adune toate ofertele, prezintă oferta finală și cu ocazia asta clientul a salvat timp de a mai face research și de a cere oferte din multe alte părți și să filtreze practic cele mai bune recomandări. Dar asta este un exemplu. Și într-adevăr asta nu știu dacă se dă, deci eu nu sunt pe, nu merg pe ideea că noi femeile răsturnăm pământul, ci că o facem împreună, împreună cu colegii, împreună cu bărbații, împreună cu toți cu care colaborăm. Pentru că despre asta este vorba, este vorba despre echilibru, despre perspective și despre alege cea mai bună variantă, sau, mă rog, ceea ce considerăm noi că este cea mai bună variantă la momentul respectiv. Mulțumesc, Andreea. Ingrid, aș vrea să te rog să îmi spui ce crezi că aduci tu într-o lume a bărbaților și cum lumea bărbaților, evident, de fiecare dată este pusă între ghilimele. După cum ne-au demonstrat invitatele noastre, nu mai este de mult o lume exclusivă a bărbaților. Dar aș vrea să revin la tine, Ingrid, și să te întreb ce anume aduci tu, ce crezi că aduci tu ca femeie în această lume, un pic despre parcursul tău profesional și cum vezi. Bună ziua tuturor! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur să fiu astăzi aici la invitația lui Investec Magazine. Felicitări celor mai puțin de 10 bărbați, atât am numărat eu în sală, care sunt astăzi aici să vadă sau să asculte ideile proferate de noi. Ce este interesant este că bărbații sunt clusterizați, sunt așezați împreună, grozav, și noi stăm la fel. Cu excepția stafului tehnic, unde văd o singură domnișoară pe care o felicit, toți ceilalți sunt bărbați. O lume a bărbaților, nu, să nu privim lucrurile atât de segregat,
Suntem sau împreună facem această lume să existe. Iar cum facem acest lucru, aceasta este o chestiune de evoluție și pentru femei, mai mult decât pentru bărbați, o chestiune adaptativă. Cred că femeile și-au adaptat maniera de a nu supraviețui, de a prospera într-o lume dominată până mai ieri de bărbați, dar lucrul ăsta s-a schimbat categoric, poate că și, știu eu, cultural. România și alte țări fost comuniste vin cu o stare a lucrurilor de care alte țări vestice nu au avut parte. Și aici mă refer la egalitatea de sexe. Femeile au fost încurajate să aibă slujbă, precum bărbații să aibă specializări, la fel ca bărbații, părinții noștri, mamele noastre, mama mea a lucrat, a avut o slujbă, nu a stat acasă să mă crească sau... În timp ce în Occident, modelul paternalist, acela al bărbatului care aduce, câștigă cel mai mult, are slujbă și generează venituri, a fost mult mai pregnant. Prin urmare, în societatea din România, așa cum văd eu lucrurile, firește, avem acest beneficiu al egalității de șanse mai mult decât îl au vest-europeni. Deci pornim din capul locului cu un avantaj. Un alt lucru extraordinar este faptul că femeile, deopotrivă cu bărbații, au o pregătire sau accesează o pregătire și o educație în egală măsură. Iar aici femeile poate că sunt mai ambițioase. Dar, repet, cred că ambiția femeilor este o chestiune adaptativă, pentru că au fost nevoite să facă față acelei competitivități pe care bărbații o înțeleg mai bine decât o înțelegem noi, sau diferit decât o înțelegem noi femeile. În industria imobiliară, întorcându-mă puțin, lucrurile stau la fel ca peste tot, nici mai bine, nici mai rău. Eu vin dintr-o organizație, River Development, care este dezvoltatorul proiectelor Semapark și The Light, un dezvoltator al unor proiecte mixed use în București. Acest dezvoltator, River Development, spuneam, este o organizație în care egalitatea dintre femei și bărbați, paritatea există, femeile sunt în bordul executiv, sunt prezente, își fac auzită vocea și, așa cum spuneau și colegele mele de panel de până acum, aduc valoare fiecărui proiect în care sunt implicate și își fac loc, nu cu ușurință, ci își fac loc în mod esențial pentru obținerea succesului sau atingerea obiectivelor organizației. Despre parcursul meu profesional, ei bine, eu am revenit în industria imobiliară după o absență de 12 ani, timp în care am lucrat în domenii foarte provocatoare, în tehnologie. Iar acolo am intrat în contact și pot să spun că m-am simțit foarte atrasă de ideea de promovării și încurajării fetelor, fetițelor, de a îmbrățișa meserii care astăzi sunt, știu eu, văzute mai degrabă asociate profilului masculin. Girls in STEM. STEM este un acronim de la Science, Technology, Engineering and Mathematics.
Și este un program la nivel mondial, fiecare, nu știu eu, fiecare țară îl aplică diferit, dar este un program care asta face, încurajează fetițele să se îndrăgostească de domeniile considerate apanajul bărbaților, cum ar fi știința. Femei, oameni de știință, aflăm că există o astfel de femeie doar când câștigă premiul Nobel. Al minteri, bărbații sunt cei care sunt mult mai vizibili. Este un om de știință. Este un om de știință, femeia mea este om. Prin urmare, te gândești că este musa un bărbat. Ai în fața ochilor un om de știință, un bărbat. Este un stereotip, este un bias, un stereotip prin care, de care nu suntem feriți nici noi. Fetițele, spuneam, au nevoie să fie încurajate, să îmbrățișeze aceste meserii, să exploreze, să aibă curajul de a intra în aceste teritorii cărora li se sugerează că nu ar aparține și să scăpăm de stereotipiile de gen. Fetițele nu trebuie să se joace doar cu păpuși și să fie obișnuite cu rolurile de gen sunt mămică și am grijă de copii, în timp ce bărbatul se joacă cu mașinuțe și asumă riscuri, știu eu, face jocuri fizice mai mult decât o face o fată, pentru că o fată nu poate. O fată este limitată de condiția de feminină. Nu, lucrurile astea suntem într-un moment al existenței noastre ca specie în care lucrurile astea trebuie să devină mult mai, mai conștient, să conștientizăm mult mai bine în ceea ce facem zilnic. Da, practic, dacă e să privim din punct de vedere psihologic, oamenii se nasc cu aceleași nevoi fundamentale, indiferent că sunt fete sau băieți, femei sau bărbați, doar că mediul cultural și mediul le imprimă anumite caracteristici dezvoltate în ulterior. Așa este, dar ceea ce am aflat acum, când suntem adulți și poate prea târziu, primii 7 ani din viața unui copil sunt edificatori pentru evoluția lui ulterioară. Dacă un copil, o fetiță, a fost obișnuită cu jocurile de gen că este fetiță și are un anumit parcurs în viață, mai dificil ulterior să consider diferit. Eu, din fericire, cred că am avut niște părinți și o familie extinsă, așa, mai progresiști, sau poate își doream un băiat. Habar nu am, n-am să știu niciodată. Cert este că am fost genul de tomboy, băiețoasă, de foarte mică și atrasă de aspectele tehnice ale lucrurilor, spre disperarea mamei, mai ales, și spre fericirea tatălui meu. Așa că am ajuns să fac o facultate cibernetică, am ajuns să fiu astăzi tech savvy, deci atrasă de tehnică, de orice răspunde la întrebarea cum funcționează și ce stă la baza funcționării unui mecanism. Iar profesional am ajuns să fac comunicare și marketing folosind tehnologia, îmbinând cele două lucruri. Și a venit asta într-un moment foarte favorabil pentru mine, cel puțin, pentru că paradigma acestui marketer, acestui om de marketing care este preocupat exclusiv să facă pliante, să publice în revistă, să dea interviuri șeful, este pe tucă. Deci uitați așa ceva, nu mai există așa ceva. Marketerul este un om care lucrează cu big data, este un om care se uită să profileze publicuri, preferințe și să meargă în profunzimea analizelor de date pe care trebuie să le aibă la dispoziție pentru a răspunde, pentru a construi și a difuza mesajele adecvat. Comunicarea, și asta vedem toți, și-a schimbat maniera de a
exista sau noi de a o folosi. Suntem asaltați pe toate canalele și suntem acaparați, suntem confiscați de toate device-urile pe care le deținem. Mie astăzi, spre exemplu, în mașină mi-a fost dificil să mă gândesc ce aș putea să spun atât de interesant, atât de inspirator, astfel încât să vă țin cu ochii aici și nu cu ochii în telefoane. Pentru că e de înțeles. Toți avem acest sentiment că pierdem ceva, ratăm ceva, mai ales dacă vorbitorul nu este la înălțimea așteptărilor. De aceea, tehnica sau tehnologia este extraordinară, este fabuloasă, ne dă poate zilnic sau, dacă nu zilnic, periodic, ne dă motive de wow. Însă, folosite și asta cu moderație. Pentru că am senzația că, tehnologic vorbind, lucrurile și lumea a luat-o înainte ca noi să fim suficient de adaptați la ea. Există un ușor decalaj, nu-l remarc doar eu, ci dacă suntem sinceri cu noi și ne toți îl remarcăm, pentru că avem, mai mult sau puțin, să recunoaștem viețile confiscate de tehnologie. Am devenit comozi într-o privință, am devenit mai eficienți în multe alte privințe, dar am devenit oarecum precari emoțional. Pentru că altcineva gândește pentru noi, altcineva ne sugerează la ce ar trebui să ne gândim sau ce ar trebui să facem, cum ar trebui să acționăm. Cu toate astea, tehnologia, raportul dintre de beneficii și riscuri, să zicem că este ținut încă sub control și tehnologia, cel puțin în domeniul în care activăm noi și activez eu, profesional, are beneficii și are beneficii extraordinare. Domeniul imobiliar a fost până nu foarte de mult un domeniu în care aveai un pliant despre blocul pe care vrei să-l vinzi sau clădirea de birou pe care vrei să-l chiriezi, aveai panouri peste tot în oraș și, în general, era o bătălie între vizualuri. Cine are cel mai frumos pliant, sau mai mare, sau mai colorat, sau mai glossy? Nici nu vreau să ating aspectul protecției mediului exclus. Tehnologia a adus ceva grozav, respectiv faptul că acum bătăliile și bugetele se pun în zona digitală, pentru că toată lumea, vin obsesiv, este capturată, confiscată de acest lucru minunat care se numește smartphone și pe care înainte să stea de vorbă cu tine te caută. Te caută pe LinkedIn, te caută pe website, te caută, te stalkerește. Fiecare dintre noi am devenit un mix stalker. Suntem detectivi pricepuți în a găsi lucrurile subtile atunci când cineva sau ceva ne captează interesul. Noi jurnaliștii am fost mereu așa, doar că înainte era foarte dificil să afli informații despre invitații tăi. Îmi amintesc că la începutul presii în România, când aveam dosare, decupam din reviste informații pe care le puneam acolo, că nu se știe când voi avea nevoie de el. Deci, într-adevăr, lucrurile au evoluat în direcția asta, ne-au ușurat viața, dar pe de altă parte ne-au creat un soi de dependență care uneori ne face rău. Da. N-aș vrea să mai acaparez discuția în direcția asta, mai ales că mai sunt o colegi pe care aștept să le sunt curioasă să le ascult. Aș încheia spunând că tehnologia din perspectiva unui marketer feminin înseamnă să interacționezi cu o lume care nu că ori aparții, ori nu, care ca femeie poți să-i aparții, poți să-ți aduci valoare, câtă vreme respecti reguli, ești riguros, dar iarăși echilibrând balanța, ai și libertatea, îți oferi libertatea de a fi, rămâne creativ, de a visa puțin. Mulțumesc mult, Ingrid. Inga? Uh,
Te-aș ruga și pe tine să ne spui câteva cuvinte despre parcursul tău profesional și despre cum te-ai adaptat în această poziție pe care o ai. Bună seara, eu sunt Inga Bunduche, reprezint Aquatica Experience și Inga Bunduche Design, studio de design interior. O să încep prin a spune că suntem extrem de norocoase pentru că femeile în trecut au luptat pentru ca noi acum să putem fi aici în poziții de lider. Nu au avut femeile din trecut această oportunitate și consider că e un mare noroc că fetițele de mici pot alege. De exemplu, cum zicea și Ingrid, că ea când era mică era băiețoasă și ea a putut alege să facă tehnologie. Fetița mea nu este și ea poate să aleagă să fie femeie, adică să fie mai feminină, să-și aleagă activitățile respective. Eu nu cred că aș fi putut trăi într-o lume în care să fiu casnică și faptul că am norocul să mă afirm este wow. Ca și parcurs, eu vin dintr-o lume a frumosului, a designului, care pare a fi o lume a femeilor, însă nu, dacă o să ne uităm, birourile mari de arhitectură sunt tot conduse de bărbați. Dar, chiar și așa, nu m-am simțit niciodată discriminată. Poate de la început pe șantier, când mergeam și constructorii se uitau la mine un pic cam ciudățel, eram și așa mai mică de înălțime, slăbuță. Dar cu timpul nu am mai contat asta, contează performanța, nu contează că ești femeie și asta este wow. Consider că o lume în care femeile sunt în poziții de lider e o lume mai caldă, e o lume mai frumoasă, în care se pune mai mult accent pe sustenabilitate. Aici o să vorbesc puțin, lucrarea mea de master a fost în domeniul designului biofilic. Aquatica Experience propune niște terarii senzaționale făcute de cei de la Touch Nature Design, complet automatizate, sunt irigate singure, cresc efectiv, sunt niște medii ale naturii în interiorul unui spațiu, ce dacă o să le vedeți în realitate arată foarte spectaculos. De exemplu, unul s-a folosit în baie ca să separe zona de lavoar de zona de cadă. Ce vroiam să zic eu prin asta este că natura este foarte importantă, în mod special pentru noi femeile. Și nu trebuie să uităm că suntem femei. Trebuie să continuăm să ne conectăm cu natura. Știm foarte bine că împământarea este extrem de importantă și revenirea la rădăcini, la esența feminină, este foarte importantă pentru noi ca și femei. Să nu ne pierdem în lumea asta, bărbaților. Doamnele prezente astăzi aici, cred că ne confirmă faptul că și-au păstrat feminitatea, energia feminină pe care au îmbinat-o încă de foarte tinere cu cea masculină, așa cum spunea și Ingrid, ca o formă de adaptare. Da, categoric așa este. Da. Până la urmă suntem la rădăcină femei. Chiar dacă avem în mod natural niște capacități, care eu consider că le-am cultivat mai greu decât bărbații. Bărbaților le este dat ușor de la natură să aibă calitățile astea de leadership, noi ne le cultivăm cu timpul mai greu decât ei. Și da, e foarte fain că putem să fim aici. Așa este. Dacă ai încheiat, aș vrea să o rog pe Costina să ne spună și ea câteva lucruri despre poziția pe care o are și despre adaptarea ei în acest ecosistem, să-i spun așa. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și țin să le spun colegilor mele de panel că le apreciez foarte tare și am savurat poveștile lor. Povestea mea este puțin diferită, de fapt încerc eu să o poziționez puțin diferit, pentru că eu, înainte de toate, sunt o fată născută la țară, crescută la țară, am venit în București să învăț la facultate. Încă din primul an de facultate mi-am dorit foarte tare să am proprii mei bani și să fiu independentă financiar, astfel încât m-am angajat, am urmat cursul firesc, m-am angajat la
primul portal care a apărut în România. Eu pe partea de online am început și se pare că am și continuat. Am angajat acolo, mi s-a făcut cunoștință cu zona aceasta de marketing și publicitate, până, cred că a durat cam vreo 4 ani, până când mi s-a arătat în față oportunitatea conducerii unui portal imobiliar. Am spus da, întotdeauna am fost foarte deschisă provocărilor, numai că cei care au achiziționat acest portal nu cunoșteau deloc specificul, decât că este imobiliar, și de acolo am luat-o de la zero. Am învățat ce trebuie să le vând, am învățat ceea ce înseamnă sloturi. Cred că celor din sală le e foarte cunoscut termenul de sloturi. Eu eram, Doamne, ce se întâmplă? Da. De acolo am muncit foarte, foarte mult. Am încercat să am cele mai bune rezultate, pentru că eram un singur om care încerca să țină acel portal imobiliar. Între timp, am crescut foarte mult. M-am și luptat cu bărbații direct, pentru că acel portal, care nu mai există acum, din păcate, a lovit mulți ani în agențiile imobiliare. Iar eu ce trebuia să fac? Ghiciți ce? Să vând pachete publicitare agenților imobiliari. Da, am avut frigiderul plin la început. Când am mers la prima mea întâlnire, m-am trezit într-o sală plină cu bărbați foarte înalți. Toți țipau la mine, eu nu înțelegeam ce se petrece. Mi-am păstrat calmul, cu zâmbetul pe buze, am pus mâna pe geantă și am dat să plec. În momentul acela s-a făcut liniște, toți s-au așezat pe scaun și am început să discutăm. Iar de acolo mi-am dat seama cât de mult contează să fim calme și să înțelegem exact cu cine avem de-a face. Și cum putem să sucim cumva toată informația asta în avantajul nostru. Cei de atunci, agenția aceea imobiliară, acum sunt cei mai buni prieteni noștri și cei mai buni clienți. După toată această experiență, am făcut tranziția la un alt portal imobiliar pe care îl și conduc de câțiva ani. Aici am fost doar pe parte de vânzări. Eu doream să îmi fac treaba bine, să am rezultate foarte bune, să am și câștiguri financiare, dar după vreo 5 luni am zis gata, nu mai. Și mi-am dat demisia. Iar a doua zi am fost promovată ca director general, întrucât am făcut cunoștință, se pare, cu unul dintre investitori, care a analizat toate rezultatele mele în cele 5 luni. Eu eram acolo la început. Și mi-a spus că am vândut mai mult decât directorul de vânzări care era alături de ei din 2010. Și atunci am zis ok, bine. Am acceptat provocarea, dar am spus de acum vă rog să-mi dați frâul liber, eu vreau să zbor. Și am încercat să aduc și să îmbunătățesc toată platforma. Am adus ansamblurile rezidențiale. În 2019 am lansat prima agenție de marketing, publicitate și PR imobiliar. Am vrut să închid cumva cercul serviciilor noastre, pentru că lipsește lucrul ăsta. Cei din industria imobiliară trebuie să vândă sau să fie, mă rog, la notariat și să vândă și să construiască atunci când vorbim de dezvoltatori. Dacă îmi permis să te întreb puțin, aș vrea să te întreb ce anume din personalitatea ta crezi că ai adus în postul pe care îl dezvin? Eu sunt o fire foarte ambițioasă. Tot timpul trebuie să-mi iasă, adică eu sunt all-in. Nu există variantă de mijloc. Și tot timpul sunt cu zâmbetul pe buze și încerc să devin prietena tuturor. Eu, în sfera aceasta imobiliarilor, eu am prieteni, nu colaboratori. Și cei de la Real Estate Magazine îmi sunt buni prieteni. Cred că asta, iar vorbind de femei, în momentul în care am acceptat provocarea, am luat niște decizii și la nivel de echipă, că tot vorbeam de zonă de HR, și am cu mine, cred că, cea mai tare echipă din zona aceasta a portalurilor imobiliare.
Două dintre colegele mele sunt alături de mine. Sunt, cum să vă spun, extrem de recunoscătoare pentru că nu numai că sunt profesioniste, dar la fel ca și mine, sunt foarte, foarte dedicate. Adică eu pot să stau liniștită și să, nu știu, dacă vreau să-mi iau o lună liber, știu sigur că noi nu o să stăm, ci o să avansăm. Nu știu, contează foarte mult să ai alături persoanele care îți sunt dragi. Noi nu mai suntem colegi, eu nu sunt șefa lor, noi suntem împreună. Noi tragem efectiv în aceeași direcție și vrem într-adevăr să se vadă rezultatele. Mulțumesc! Acum, pentru că ne apropiem de sfârșit, aș vrea totuși să mai trecem pe la fiecare invitat în parte cu întrebarea cum ați gestionat acești ultimii 3 ani prin care cu toții am trecut prin provocări una după una, din criză în criză am intrat, pentru că am citit tot așa un studiu care arată că femeile în poziții de leadership au performat, au tins să performeze mult mai bine în situații de criză, iar analiza comparativă făcută de Harvard Business Review arată că în perioada pandemiei de COVID, angajații au evaluat femeile lideri ca fiind mai eficiente față de bărbați aflați în poziții similare. Aș vrea să vă întreb pe voi, pe fiecare în parte, cum ați gestionat aceste provocări, atât în plan profesional, cât și în cel personal, în câteva cuvinte, vă rog. Mulțumesc! Ultimii 3 ani, da, au fost foarte interesanți, în sensul că, așa cred eu, ne-am apropiat în primul rând ca familii, ne-am cunoscut mai bine și multe familii și multe echipe și-au dat un refresh. Sau cel puțin așa mi s-a întâmplat mie. Noi ne-am dat un refresh, un restart și în familie, iar în zona profesională, e adevărat că ne-au despărțit niște momente când noi am relaționat mai mult online, dar am comunicat mai profund. Eram atenți la ceea ce simțim pentru că ne exprimam mai ușor emoțiile din spațiul acesta și cred că a fost un plus, deși știm ce s-a întâmplat și cât a fost de greu. Este un subiect activ încă acesta al pandemiei, deși sperăm că l-am depășit, însă în ceea ce privește compania pe care o coordonez, având în vedere că vorbim de producție și producția nu se poate face online, ci trebuie să fie făcută fizic, 8 ore pe zi, un schimb, având în vedere că sunt 3 schimburi în fabrică, lucrurile nu au fost deloc simple. Deși inițial ne-am speriat cu toții de ce va urma, ne-am adaptat situației, au fost integrate măsuri de siguranță și securitate la locul de muncă, asta însemnând că ne-am adaptat momentului, am folosit dezinfectanți, ne-am separat, ne-am cumva distanțat, doar la nivel social nu. Ne-am distanțat doar fizic. Asta este important și cred că din contră social ne-am apropiat. Am considerat totdeauna că această limitare acum, distanțare socială, este total nepotrivită pentru moment, pentru că oamenii nu se pot distanța, nu trăim în junglă, nu suntem într-o insulă, pe o insulă pustie. Colaborăm, suntem împreună. E adevărat că persoana acesta a avut posibilitatea să lucreze de acasă, acolo unde este posibil, dar majoritatea colegilor au ales să vină la birou. De altfel, Ausotel cred că este singura companie care în 2020 a avut un eveniment cu 70 de invitați în plină pandemie, fără îmbolnăviri și fără alte probleme, iar în 2021 un alt eveniment mai mare de atât. Am riscat, dar ne-am asigurat că nu vor fi probleme majore. Consider că apropierea socială nu trebuie nici de cum lăsată deoparte, pentru că doar în echipă și doar împreună putem merge mai departe. Cam așa am depășit. Mulțumesc! Ultimii 3 ani eu i-aș caracteriza ca o profundă resetare și
reîncepere a învăța să existăm. Pentru mine a fost și o readaptare, eu m-am întors înapoi în țară la sfârșitul anului 2020, deci a coincis și cu asta. Dar ce simt eu că au reprezentat acești 3 ani a fost posibilitatea de a ne opri un pic din iureșul în care ne aflam. Dacă toți ne aducem aminte, 2019 a fost unul dintre cei mai bine cotați ani, cred că din ultimii 50-60 de ani. Și pur și simplu, în momentul în care pandemia a venit, mi-aduc foarte bine aminte că pe data de 27 februarie eram la Milano și piața Domului era goală. 27 februarie 2020 și mi-au trebuit așa de 5 minute să-mi dau seama că, wow, deci asta nu s-a întâmplat niciodată. Și mi-aduc aminte că era și un mesaj Milano non si ferma, Milano nu se va închide, ca într-o lună de zile se închide totul, nu numai Milano. Dar acea închidere ne-a ajutat pe noi să ne deschidem încetul cu încetul către noi. Și când zic încetul cu încetul către noi, înseamnă că am început să ne uităm mai mult la cine suntem noi de fapt, pentru că am avut o leacă mai mult timp să facem asta. Cine sunt cei din jurul nostru, care sunt relațiile noastre, atât personale cât și profesionale, cum putem să-i susținem pe cei de lângă noi, că până la urmă e ca în avion, ne punem noi masca, dar trebuie să ajutăm și pe cei de lângă noi. Și cred că, de fapt, asta, apropo de apropierea sau îndepărtarea socială, distanța socială, această distanță socială, de fapt, ne-a apropiat. Și i-a îndepărtat pe cei care n-ar fi trebuit să stea lângă noi. În 2019, eu fiind client de coaching, am decis să încep și eu să urmez cursuri de coaching pentru că mi s-a părut că mă ajută foarte tare în modul în care relaționez cu colegii mei. Fac asta și în ziua de astăzi și cum folosesc coaching-ul și mentoring-ul este tocmai a ține aproape echipa, a le da timp să spună cine sunt, a le da timp să își spună cine sunt. Și cred că, la un moment dat, leadership-ul, indiferent că e pandemie sau nu, ne duce către a fi deschiși mai mult către cei din jurul nostru, a asculta atunci când întrebăm ce mai faci, să nu plecăm mai departe, ci chiar să auzim răspunsul pe care ni-l dă cel din fața noastră. Și la sfârșitul zilei, cred că asta ne ajută să devenim mult mai oameni decât am fost până acum. Mulțumesc! Eu aș face o paralelă și cred că aș ilustra această perioadă sub formă unei campanii noi de marketing pe platformele digitale, care în momentul în care pornește are nevoie de perioadă de learning ca să înceapă să livreze și crezi că asta s-a întâmplat și la noi, la noi în companie și mai ales la noi în industrie, pentru că toată piața a avut și pandemia și inclusiv situația cu blocajul urbanistic, practic ne-a forțat să ne reinventăm și să răspundem nevoilor actuale ale pieței. Iar dacă în zona de rezidențial pandemia practic a ajutat pentru că a crescut cererea și a crescut cererea pentru apartamente cu grădină, pentru apartamente undeva în natură, pentru, rog, sau în centrul orașului, iată, chiar în perioada aia, țin minte că am încheiat să rămă cu priul vânzările pentru Hai Victoria 139, chiar pe Calea Victoriei, și avansasem foarte mult cu vânzările la Hai Pipera Lake, care este primarul acolo Pipera. În zona de office a fost puțin mai dificil pentru că oamenii au rămas în work from home. Noi am avut mare nenoroc pentru că fix în 2020, cred că înainte să înceapă perioada de lockdown, ne relocaseră cu birou în Hai Victoria 109, iar ca și fit-out s-a optat pentru birouri individuale, ceea ce a ajutat ca imediat după ce s-au deschis din nou căile de a reveni la birou, am revenit cu toții, însă colegii mei s-au readaptat și ei au făcut fie vizionări online, cine mai putut, am rămas în home office. Și cred că și la nivel personal a fost pentru toți o perioadă de learning și
ne-am dat seama că totuși, chiar și de la distanță, dacă vrem să reușim să putem să conlucrăm împreună și să avem rezultate bune, trebuie să rămânem în contact și trebuie să rămânem deschiși și să ne ajutăm unii pe alții. Și referitor, din nou, revin la zona de office, referitor la partea cu pandemia, dar și cu faptul că nu s-au mai construit clădiri noi în ultimii ani, dar și cu faptul de asemenea că s-a schimbat practic nevoia clientului, în care nu mai există cerere pentru spații de foarte mari dimensiuni. Iată că din nou industria s-a reinventat și noi, de exemplu, am lansat anul trecut acel produs de serviced offices. Deci, să zicem, ieșim din perioada de learning și reintrăm. Că așa e ciclul natural al business-ului. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Un pic te rog și pe tine să îmi spui dacă te-ai reinventat în De reinventat, nu știu dacă m-am reinventat, dar acum, cu siguranță am făcut două lucruri. M-am lipit și mai tare cu nasul de ecrane. Cred că asta e mai motivul. Și am mai făcut un lucru, mi-am pus problema relevanței a ceea ce știu cu adevărat să fac și a nevoii pe care o rezolv pentru ceilalți, nu pentru mine, ci pentru ceilalți. Mai pe scurt sau mai simplu spus, câtă nevoie mai avea societatea, restul oamenilor, mai aveau nevoie de ceea ce știam eu să fac. Și dacă răspunsul a fost nu prea, ce pot să schimb rapid, astfel încât să fiu utilă din nou. Cred că fiecare dintre noi și-a pus problema atunci când a rămas, când s-a declarat lockdown-ul și ne-am trezit încuiați în casă, mă rog, cu limitarea mobilității, cu limitarea accesului, cu limitați. Cred că fiecare dintre noi spuneam și-a pus problema, mai sunt necesar, cum voi exista de mâine încolo, cât, mai ales că era și situația unei incertitudini, panica, frica au fost prezente în cel puțin la început, până când ne-am dumirit și până când am început să intrăm într-o fază de learning, cum spunea și antevorbitoarea mea. Și apoi într-o stare de adaptabilitate, de adaptare la situație și o reinventare socială. Am reinventat relațiile și le-am făcut să existe și să fie în continuare productive, eficiente între noi, colegii, și în timpul pandemiei, prin intermediul videocall-urilor. Apoi, când situația a devenit puțin mai relaxată, evident că ne-am întors la birou, poate pe rând, ne-am îmbolnăvit pe rând, anumite lucruri au fost inerente. Eu nu m-am îmbolnăvit, dar, mă rog, asta e altă discuție, dar s-a mai întâmplat ceva bun. Am avut mai multă grijă unii de ceilalți. S-au fost mai preocupați de ceilalți mai mult decât de noi înșine. Am stat într-o grijă diferită decât cea cu care eram până atunci obișnuiți. Am cel puțin așa s-a întâmplat. Cred că și un pic de introspecție. Am fost mai atenți la ceea ce suntem, ceea ce ne dorim, la emoțiile noastre. Da, cine este preocupat de zona asta? Sigur că da, cine nu... Eu am privit partea practică și pragmatică a situației mai degrabă decât pe cea emoțională. Mi-am dat seama că oricum în jurul meu este foarte multă emoție. Faptul de a exista cineva speriat lângă tine sau în viața, în universul tău, de faptul că se poate îmbolnăvi, poate face o complicație, poate muri în cele din urmă, pentru mine a fost suficient astfel încât să nu mai adaug un ingredient în plus. Încotro o iau și care e rostul meu. Am lăsat această introspecție pentru o perioadă în care lucrurile s-au lămurit ceva și s-au așezat. Iar profesional a fost necesară o reașezare, o reconsiderare a felului în care
ne adresăm celor pe care îi ni dorim în clădirile noastre de birouri. Pe noi pandemia ne-a prins la River Development în plină construcție a celor două clădiri de birouri, London și Oslo, din Sema Park. Aproape 31.500 de metri pătrați închiriabili. De șantierul era un lucru. Știam cum o să arate planurile, sunt finale într-o astfel de etapă avansată. Cu toate astea, partea de vânzări, de închiriere, începe încă de la stadiul de plan. Și am observat alături de toți ceilalți competitori ai noștri că oamenii au stat să se mai gândească dacă au nevoie să se mute. Oamenii au stat să se gândească, companiile, mă refer, chiriașii, au nevoie să se gândească de două ori cum vor să-și amenajeze spațiul, date fiind condițiile, și nu în ultimul rând să-și pună problema redimensionării propriilor resurse. Pentru că a fost așa un efect wow această pandemie și au dat seama că, unu, fie nu mai au nevoie de chiar toți oamenii pe care i-au luat la birou, fie doi, mare parte dintre oamenii care erau într-un birou nu aveau nevoie să fie acolo. Puteau să fie foarte bine și în Bahamas, dacă aveau conexiune bună la internet. Deci nu mai conta, nu mai era lipit. Lumea a fost schimbată din această perspectivă a modalității de a-ți face treaba, de a lucra. Evident, știm cu toții că nu putem să trăim în aceste cohorte împânzite peste tot în lume, în fața ecranelor, și că avem nevoie de conexiune și de căldură umană ca să putem să clădim cu adevărat, să construim cu adevărat relații sociale. Dar una peste alta, pentru un dezvoltator imobiliar care are două clădiri de birouri de închiriat, a fost un șoc. Un șoc pentru că trebuia să îți regândești întreaga strategie de închiriere. Cine mai închiriază clădirile mele de birouri și care sunt condițiile lui actuale? Care sunt nevoile lui actuale? Era clar că health and safety era pe primul loc, toată lumea voia, nu știu, dau un exemplu care îmi vine așa în vârful capului, la voare cu celulă, cu senzori, să nu mai pună mâna pe nimic. Dacă se poate să se deschidă ușa cu puterea gândului, adică modalități de a proteja contactul direct cu suprafețele și minimizarea oricărui risc de contaminare. Dar dincolo de asta se punea problema dimensionării spațiilor, dimensionării împărțirii, câți chiriași. Păi noi ne-am gândit că ce mai bine compania Xulescu și închiriază toată clădirea. Ei bine, ce să vezi? Compania Xulescu și-a dat seama că o treime din staff poate să stea bine mersi acasă și în condiții de business as usual, nu de condiții cum au fost cele din pandemie. Pe scurt, și ca să închei, pandemia a fost o lecție. O lecție pentru noi toți, la nivel personal, că avem nevoie să știm foarte clar care ne este valoarea și să rămânem ancorați cu picioarele pe pământ, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, astfel încât să-i putem susține pe cei din jur. Și doi, profesional, că avem nevoie să rămânem flexibili, într-o zonă de flexibilitate strategică, astfel încât să ne putem replia în funcție de schimbări de asemenea manieră. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Inga? Aduce chiar și modulul de casă. Automat toți am început să aibă grijă de casele lor și automat a însemnat pentru noi migrarea din zona de comercial în zona de rezidențial. Am însemnat mai multe proiecte de piscine acasă, mai multe proiecte de design rezidențial și tot așa. Nu s-a simțit pentru noi pandemia foarte mult, decât într-o măsură de 10%, să zic. Chiar de împotriva au crescut comenzile pe partea de rezidențial destul de mult. Din punct de vedere al evoluției personale, până acum s-a discutat despre reinventare, curent în care m-am
mă introduc și eu. Aș vrea să știu în cazul tău dacă a fost vorba de... Da, categoric. Cred că pentru toată lumea a fost vorba de o reinventare personală. Adică am început să meditez mai mult, să fac yoga, să... Cred că toți am început să fac mai mult chestiile astea. Datorită și faptului că timpul era mai mare, având în vedere că lucram de acasă și pentru că ne-am dorit o reconectare cu noi. Foarte frumos spus. Exact. Ne-am trezit cu foarte mult timp la dispoziție și când ai foarte mult timp la dispoziție încep și gândești. Încep să te uiți la tine și vezi lucruri care nu-ți plac. Mai puțin ce. Noi femeile suntem destul de critice. Deci când ai foarte mult timp, este știi sigur că vine o schimbare peste asta. Pandemia am avut foarte mult timp. Am avut atât de mult timp încât să ne uităm și la parteneri. Au crescut divorțurile după ce s-a terminat pandemia și am putut să ieșim la notariat. Asta dacă a fost amiabil. Dar una peste alta am avut foarte mult timp și n-am știut, nu prea suntem gestionari buni ai timpului, noi așa în zilele noastre. Noi ne luăm cu munca, ne ducem la birou, ne agităm, suntem preocupați. Dar în realitate... Acum te-aș contrazice un pic, pentru că acea resetare de care am vorbit și acea reinventare a adus cu sine și o, cel puțin pentru mine, și văd că mă apropă și Cristina, o apreciere corectă a timpului, a nevoilor tale și a ceea ce îți dorești să faci în timpul pe care îl ai la dispoziție, care e finit, că ăla e. Ce că ne-a ajutat foarte tare să învățăm noi lucruri, atât despre noi, dar pur și simplu să învățăm noi lucruri, pentru care să zicem că da, exact cum ai zis, mai aveam timp, dar ne-am trezit cu timpul ăla mult și depinde cum ești, cum e iarăși fiecare, ce faci cu timpul pe care l-ai. Eu sunt de eu la alții? Da, eu sunt learner. La un moment dat și mi-aduc aminte că mă băgasem în atât de multe cursuri online și atâtea lucruri, încât încep să creez și eu cursuri și zic, Doamne ferește, e mai rău decât era înainte, ca și așa, timpul ocupat. Cred că, de fapt, ca să continui ceea ce ai zis tu, fiecare se ocupă exact atât cât simte că e nevoie să ocupe. Uneori nu mai simțim și ne ducem peste și de-aia am făcut două burnout-uri, dar cred că pandemia ne-a învățat că suntem vii, de fapt, și de drept. Aș vrea să intervin și eu și să vă spun că eu am trei băieți. Și eram într-o lume clară a bărbaților în casă la mine, în pandemie, și atunci mi-am dezvoltat abilitățile de leadership și toți făceau ce voiam eu. Asta ca să termin într-o notă un pic și să dau din gând intimitatea acasă. Mulțumesc, aș vrea să ne pregătim de încheiere, dar n-aș vrea să facem asta înainte de a auzi și experiența Costinei în această perioadă de criză repetată. La noi a fost o trecere de la agonie la extaz. În momentul în care ne-am aflat în work from home, am spus gata, atât ne-a fost, faliment scrie pe noi, ce vedeam la TV oricum era grobian, dar am stat și m-am gândit foarte bine și am spus, hei, aici nu e vorba doar de mine, e vorba de întreaga echipă, echipă foarte bună de altfel, după cum v-am spus, care au familii, de fapt, copii, ce facem? Trebuie să ne punem pe picioare. Și am luat o serie de decizii prin care, da, ne-am ajutat și clienții, pentru că, nu știu, cu toți am trecut prin niște clipe foarte grele și din punct de vedere financiar, cel puțin în primele două luni de pandemie. Iar apoi, când am început să ieșim din case, cel puțin eu, cred că aproape în fiecare zi am ieșit, m-am dus, eram singură la birou, într-un birou de vreo 400 de metri pătrați, eram singură acolo, dar munceam cu drag și spor, pentru că nu pot să stau acasă. Ceilalți colegii mei pot și își fac treaba foarte bine. Eu sunt o persoană care are nevoie, am foarte multă energie și trebuie să mă deplasez, trebuie să simt că fac lucruri. Și apoi am început să pun accent foarte tare pe zona de marketing,
Și am luat în pandemie, culmea, cele mai mari proiecte rezidențiale pe care le-am făcut de la zero. Deci am început cu logo-ul și apoi am crescut. Ce credeți? I-am pus și pe biletele de avion. Am făcut foarte multe lucruri frumoase. Iar de acolo totul a crescut. La noi sky is the limit. Noi încercăm să lucrăm și cu clienții mai mici și cu clienții mai mari, dar avem o singură rugăminte. Să ne lasă să ne facem treaba. Mulțumesc, Costina. Îl văd pe Ovidiu că nu mai are răbdare, vrea să încheiem și să urce pe scenă, dar nu vreau să facem asta înainte de a le mulțumi din suflet doamnelor că au fost prezente aici, dumneavoastră că ne-ați ascultat. Sper că ați primit cu bucurie aceste povești inspiraționale.